Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce cadouri ar dori să vă facă persoana noastră dragă în noul an, în funcție de varianta pe care o veți alege noastră în mod intuitiv, și anume varianta numărul 1, cea cu acest ursuleț, și varianta numărul 2, cea cu acest moșuleț. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem în noul an ce surprize plăcute ar dori persoana noastră dragă să vă facă, cu ce ar dori să vă surprindă. Ea dă apreciere. Deci va aprecia foarte mult prezența dumneavoastră în viața acestei persoane. Concentrare, poate se va concentra mai mult pe relația cu dumneavoastră, vă va acorda mai multă atenție, deoarece apreciază foarte mult, vă apreciază foarte mult pe dumneavoastră ca persoană. Consideră că sunteți înzestrată cu foarte multe calități pe care rar le întâlnește la alte persoane. Și vindecare, iată, deci relația dumneavoastră se va vindeca și odată cu aceasta și sufletul dumneavoastră. Deci nu vă veți mai simți rănit, rănită. Să vedem trei mesaje din partea persoanei dragi. Nu te merit. Da, pentru că are o părere foarte bună despre dumneavoastră și se gândește că vă este inferioară această persoană, că poate meritați pe cineva mai bun. Ești irezistibilă, te simte foarte atrasă de noastră această persoană. Nu am crezut că voi fi atât de dependent de tine. Da, deci e foarte dependentă de dumneavoastră, e îndrăgostită de dumneavoastră această persoană. Dar să vedem bilețele iubirii, ce mesaj au pentru noastră. Privește în sufletul tău. Analizează ce te determină să ai anumite sentimente pentru persoana iubită. Iată. Eventual să vă gândiți ce v-a atras la aceasta de la bun început, ce calități ați considerat dumneavoastră că are pentru a merita să îi oferiți atenția și afecțiunea dumneavoastră și să puneți în balanță aceste aspecte, să vedeți dacă merită să continuați alături de dânsa sau dimpotrivă mergeți pe drumuri separate. Depinde de decizia pe care o veți lua dumneavoastră. Haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta numărul 2, ce surprize are pentru dumneavoastră persoana dragă în noul an. În primul rând, iată, wow, veți avea foarte mult succes împreună. Persoana dragă este hotărâtă să vă cucerească și va avea succes. Speranță, wow! Deci, iată, aveți speranța că totul va fi bine între dumneavoastră și această persoană. Vă va oferi această persoană tot sprijinul, toată atenția dânsei și veți simți că alături de dânsa puteți trece peste orice obstacol. Și tandrețe, wow, ce frumos! Deci, veți avea. Va fi o relație reușită, plină de tandrețe, iubire, speranță, respect reciproc, foarte frumos. Să vedem trei mesaje de la dânsa. Dacă te urmez, aș putea să pierd totul. Nu știe dacă și dumneavoastră vă doriți o relație. Poate dumneavoastră sunteți mai reci, mai distanți cu această persoană pentru că v-a greșit cu ceva în trecut și acum se gândește că nu vă mai doriți o relație cu dânsa. Am păstrat pozele cu tine. E nostalgică această persoană, se gândește la dumneavoastră. Știu că ți este greu să ai încredere în mine, dar acum încearcă să-și îndrepte greșelile, să vă recucerească, să vă recâștige încrederea. Dar să vedem un mesaj de la bilețelele iubirii. Manifestați miracole. Visul nostru va deveni în curând realitate. Iată, în acest nou an, visul nostru va deveni realitate. Aveți încredere în inima dumneavoastră și continuați să faceți ceea ce vă spune. Foarte frumos mesajul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă doresc o zi minunată în continuare. Vă aștept cu mult drag pe viitor și la revedere!